Primind convocarea Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare în ședința ordinară pentru data de 27.04.2022, ora 10. Ani la dispoziție, citești toate regulile din locul. Anexa la dispoziția numărul 150 din 20.04.2022. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Ștefan, cel Mare, județul Bacău, pentru data de 27.04.2022, ora 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 1 al anului 2022 al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Inițiator? Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 cu rata inflației de 5,1%. Proiectul numărul 3 de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local Ștefan cel Mare numărul 29 din 23.03.2022 privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității Ștefan cel Mare, județul Bacău. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău numărul 180 pe 2957 din 6.05.2015. Proiect de hotărâre aprobarea regulamentului privind procedura de achiziții de imobile, construcții sau terenul de către Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Și proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului achiziție sistem de monitorizare video în Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, anexe privind descrierea sumară a investiției și a notei fundamentale. Și punctul numărul 7, diverse. Ce emoții? Da, firește. Să pune la să punem la vot ordinea de zi. Cine este de urmă? Cine este pentru? Împotrivă. Abține împotrivă. Bine. Toată lumea de acord. La unii conți de execuție. Eu v-am trimis materiale. Dacă aveți vreo nelămurire să mă întrebați ceva, nu mi știți că de fiecare trimestru aprobăm veniturile și plățile conform execuției de casă, cum au fost încasate și plățile efectuate. După dacă cum a fost repartizat bugetul, le-am corect. Dacă vreți să mă întrebați ceva anume, ați avut documentul, ați avut și execuția în spate. Iar la... Dacă nu are nimic de gândit, dacă v-ați documentat, știți, cine vorba, știți, sunt tot. Nu pun pe ordine de zi. Supunem la vot punctul numărul 1 privind aprobarea contului de execuție bugetar. Aprobarea contului de execuție. Cine este pentru? Împotriva. Ține. Nu, la punctul numărul 2, deci tot eu o să vă spun câteva cuvinte. Conform codului fiscal, până la 30 aprilie, suntem obligați să indexăm impozitele și taxele locale, măcar cu rata inflației. Cum facem an de an? Indexarea cu rata inflației. Rata inflației anului pentru anul trecut este 5,1. Thank you.
mai 5,1. 2020 a fost 2,6, 2019 3,8, 2018 4,6, 2017. Deci asta e cea mai mare, 5,1, da. Să trăiască PNL-ul și cu serios. Care idee la regi momentul? Supunem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Regulamentul
pentru achiziție. Nu facem achiziție acum. Trebuie să fac evaluare cu un evaluator autorizat și după evaluare facem negocierea cu cel care vine. Deci acum este regulamentul, ca să știți. Deci nu este niciun fel de achiziție. Negocierea de negociere, o licitație ceva sau direct? Nu e licitație, nu e licitație. O persoană fizică, dacă vinde interior, nu-i trebuie licitație. Nu, nu, nu spui licitație. Da, vorbim să niște paralele. Regulamentul va rămâne valabil, dar acum regulamentul este valabil pentru continuare. Da. De exemplu, eu vreau să cumpăr și eu terenul. Am niște teren care este cumpărat și acum trebuie să-i fac de energie. Prin, așa, intră și primăria de ce l-am plătit. Nu, 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 nu. La tine este ban personal, asta este ban public. De aia faci un regulament. Cetățeanul care vine prima dată la extradran este obligat să facă sesizare către primărie? Păi, dar să nu mă ca să nu te eu. Dar nu, noi vorbim de extradilat. A, deci noi, noi nu o să căutăm să cumpărăm intravilan pentru că noi nu facem bani cu lucruri. Deci cumpărăm intravilan ca să putem face o investiție. A, așa, da. Dar acum am înțeles. Extravilan. Și terenul este aici de-a lungul drumului, pe de-o parte de-a drumului național. Sunt și intravilan și extravilan. Și în titlu este trecut tot intravilan, dar în harta cadastrală este, în PUC, Planul Urbanistic General, este delimitat partea de extravilan. Supunem la propun pentru aprobare proiectul numărul 5. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului achiziție sistem de monitorizare video în comună și cel mare județul Bacău și anexe privind descrierea sumarea investiției și anexe fundamentale. Știți despre ce vorba? Da. Deci pe programul național de redresare și reziliență sunt prevăzuți bani ca să facă investiții de monitorizare video a localităților. Aici am înțeles că sunt repartizați deja bani pe fiecare comună, numai că trebuie să faci proiect. Noi am făcut o evaluare, am făcut să vedem o, cum să zic eu, un fel de plan de amplasament al camerelor video. Sunt în jur de 50 ceva pe toată comuna. Costurile sunt cam la 200 și ceva de mii de euro. Suma alocată pe această axă pe fiecare comună e de vreo 324 de mii de euro. Deci ne încadrăm. Aici merg și piste de biciclete. Da, nu avem nevoie. Da. Și va fi numai pe atelele principale sau și în toată comuna. În toată comuna. Da. Mai ales că la drumul național avem câteva lipsi. Bine, mai suplimentăm. Da. Mai suplimentăm. Strai, da. Important e fibra. Că după aia în care poți să pui cu 10, dacă e. Mai târziu. Nu e, dar nu o să atât de costisitoare camere în sine. Fibra mâinii. Foarte, foarte costisitoare. Da. Și important să avem pe. Bine, noi eram toată, că am absolut toate zonele, toate punctele. Mai important, de fiecare sat, fiecare uliță, fiecare. Deci noi de jos, câte camere costau. Fiecare uliță? Peste tot, unde s-a arunca gunoaie, acolo e mai. Muntele mai fierbinți. Da, uliță Bobana, cine punem să vedem câte mașini pe drum. Acolo pe unde exact. E nevoie. Da. Stai și te uiți acolo pe monitor și îl vezi pe Neava Sălie, cu ploava când duce cu drumul. Și-a lăsut minunea. Și la monitor.
Cine are acces? Poliția locală. Acolo o să fie monitor. Da, ce? O să facem și aici în primărie. Aici în sală ședință. Să punem un monitor. Că eu vă spun din experiență. Am avut situații în care monitorul era plasat undeva într-o casă prazdicală. Nu vă duc, eu vă spun real, nu din auzit. Era folosit numai că se facea pomană. Nu. Și am avut furt la două noapte și am avut acces până la șase. Că funcționatul la primărie era în concediu, iar badea al doilea care răspunde acum, nu au auzit. Nu, vă punem. De asta zic că... Dar noi nu avem niciun interes să nu aibă cineva acces la... Nu, n-am spus că acolo a fost dezinteres, nu? Adică nu a fost dezinteres. Așa, nu am idee atunci, a fost. Sau poate ne-au avut alunță. Da, și am luat-o avut alunță. Da, eu zic la poliția locală, e... Păi e prea, da. E destul de bine. Da. Propun spre aprobare proiectul numărul 6. Cine este pentru? Divers. Nu știu dacă domnul s-a pus la mâine? Mâine? Da. 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 Nu tărea? Nu tărea? Da, nu știu. Dacă plouă? Există? Dacă plouă? Să nu-l dea după aia. Nu. Punim în marginea drumului și așa o facem de timpul. Dacă nu pot fi de... Deci... Da, că nu pot fi de... Deci, de la fiamă, până la fiamă. Nu pot fi de la fiamă. Da, și domnul. Mai ales aici, dar îți pot fi de la fiamă. Aici e altă treabă, aici eu. Poate să spună care este din primă, din primă șoseaua din nou. Din mult, da. Nu-i moale acum? Acum e cam moale, că dacă e moale... Dacă nu se usă un pic, intri și poate toate. Hai să usă, ce e? Și după aia putem curăța și mărul după șosea. Nu e atât de mult cu șosea, dar aici la mare s-a văzut. Vedem cu vremea, că dacă nu mai... Eu îți vin mult așa cum, eu îți spun într-un mult de... Nu mai vine cu autobredul? Nu facem mai bine? Nu, pune-i cupa aia trapezoidă. Așa, așa. Și îmi vreau leacă mai bucată. Mai spre bucată? Da. Da. Îl punem exact pe conducta de apă. Nu, afectăm conducta de apă. Nu-i fie. Înțeleg? Destul de mult sunt cu ședință acum. Destul de mult. Sau hai venit în doar? Da. Sorine, la fața locului e bun. La fața locului. Da, bine. Nu orient, da, nu orientăm. Să ne zicem în capul la Sărădia, la pântul, la polul, adică la Mădălina care se face. Da. Începe să ridici și mai decomată puțin acolo. Vine vara, vine proiectul este amare, părință de sus, iar începe să dea apară, iar se strică. Să nu fac așa, am trebuit timp, poate să poate să facă ceva. Da. Există vreo variantă de acces la Vișoara, că nu m-am închis? Căiuți. Da, o închid drumul? De la întâi. Am înțeles că două ori ne-am închid. Da. Și putem să întrebăm la Bogdan. La Bătrășcani? Unde avea stâna Rită, și pe acolo să mai putem duce. Și la Bătrășcani? Ar fi de acces la Bătrășcani, dacă am putea îndrepta o dreptă o de acolo. Și mai aproape. Mai aproape. Bă, dar nu tot crede. Da. Mai aproape la Bătrășcani. Cum v-am zis, noi facem porțiunea asta, sunt mașinii acolo, dar dacă nu fac și cei de la Bătrășcani, acum faci banda aia acolo, ca și... E motiv. Până la Părâu, la Mânții acolo, la Bătrășcani. Hai să vedem ce facem. Dar dincolo, pe teritoriul... Lugura Găinii, da? Pe Cerușul, pe Tigă, acolo, pe la Bătrășcani, dar dincolo, de noastră, știu că era cu urci la Bătrășcani. Nu, ori îndreptat doar pe Tigă, de la Ploi, de la Zără, de la Zără. Da, e ieșit la dacă... Porțiunea noastră de drum, o facem. Păi, bă, da, sau cum, dacă așa vine aici... Și cred că nu o să comenteze nimeni,
să luăm, să punem și balans, să luăm din malul ăla de acolo. Nu câteva foc, deși pus să nu pun. E câteva bunuri, e câteva mașini. Îl facem tot. Îl facem tot până la cenușă. Mă, până la cură. Da. Să ducă iar la pizan și poate face și să vreau să vedea, ca să nu facem mare. Nu e problemă, face și pe stânga și pe dreapta. Domnul primar, întrebare, sigur. Cineva a cumpărat un teren, da? Știți la ce mă refer? Da, da, da. Chiar poate să-i închis drumul la, la o persoană care are și o casă publică. Nu. Deci, o mai fost situație... Știți la ce mă refer? Știu, mă. Și chiar mă deranjează chestia asta. Să facem reclamații la poliție, poliția face cercetări și poate să face la abuz. E zifică? Da. Dacă nu-i tot problemă, închide, închide drumul, e abuz. E abuz. Și nu are niciun drept. Pentru că voi e rășolat pădurea. Pădurea, dar nu are niciun drept acolo ce spun eu. Nu dau mâni. Chiar nu mai dau mâni, nu mai vreau. Așa. Deci noi vorbim la moșul general. Exact. Procedează. Dar cum poți să-i închizi un drumul la copilul? Reclamații la poliție. Da. Cum să-i închizi drumul la copilul cel care ce vina are el, că nu-i place acolo în groapă. Am încheiat. Păi la drumul public sau? Da, nu știu. Vrei să vă uitați că nu vreau. Dar stai tu, nu zici în deal la vie acolo? Poftim? Nu zice în dial la vii? Nu, 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 de bani nu, stai. Păi dacă vreau să, ce drum se închide? Păi, drumul de acces al copilului, mă, Ștefănuț. Din șosea? Da, da. Nu e șosea. Dar acolo e cadastrat drumul ăla. Da, păi, unde stai? 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 Am înțeles. Acolo, de-a lungul pădurilor, n-ai ce să faci. Acolo are iabuiel. Iabuiel, în dealul Bucureului, urcă și la gunoi. De spatele casă. Da. Ala nu, ăla e la gunoi. Nu știu, am întrebat. Iar voi, Costele, acolo de la deal, Costele, de la deal, din vedere, n-am eu ce facem. N-ai pus, doar să faci un șar, un arbi, n-ai pus. Unde? De la deal, la Cușării. La Cușării. Da. E pământul care vine în drum. Da. Unul la împreună, dar e acolo. N-ai ce faci asta. Domnul din spatele casă, nu zic spatele casă. Ce poate să faci? N-ai ce să-i faci acolo? Nu poate dă Dumnezeu și la asfaltăm. Trebuie să facem o rigură, nu o să-ți facă rigură pe mare. Când o să fac, o să modernizez drumul? Da, nu știu, eu am văzut. Fac și rigură. Asta e, mă rog, să-i lep la mână de la bună mare, da? Nu, 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 o să venim acolo și nu e orientă mă. Uita, va acolo. Să vedeți pe piață. Dar vine în față din casă, vă știu. Știu, știu. Vine în părântul ăla care vine, dar pe drum. Doar dacă se poți să faci așa, poți să faci așa, poți să faci așa, pe partea asta, nu e să o ia pe sub, sigur, nu? Făcut o rigoră, e aia, să nu mai vină la partea asta. Rigoră și după aia dat drumul pe aici, pe la Maricica. Exact. Da, a făcut rigoră pe partea terenului, nu pe partea asta la fațată. Ca să mai treacă și apa șosea. Nu, îi faci rigoră partea asta și după aia îi faci descărcare. Îi faci traversare, îi faci descărcare pe partea dreaptă. La cap, nu acolo, faci cu traversare. Da, la cap. Ne mai gândim la o variantă și vedem și cum putem să ajutăm cu femeia asta care și-a depus cele mai bun la Maria Bucop acolo. Adina? Ia să facem ceva. Ia să facem ceva. Să-i mă gândesc ce răspuns îți dau eu ție acum. Cum vrei să stai? Acum după aștii din rapătă, dar e răspunsul. Păi, hai să ne apucăm, dar să vedem bugetul local, hai ne apucăm, facem la toate intrările care nu au podiență, să le facem podiență la... la poartă. E vorba de un pârâu acolo, că ea nu își permite să facă... Da, și mă urmăresc. Nu s-au mai făcut o dată a podiență. Nu te vei. Nu știu. Știu
de-aia bătrânul se laurește să fiu socol. Nici măcar. Și are două grinzi. Am dat două grinzi de beton care se le pună pe mapuri. Trebuie să mai fac și el altceva. Domnul primar, nu mai trebuie un codes, dar un bucoc, nu mai trebuie. Pe acolo era bărbat, acolo era bărbat. Da, acolo era bărbat. Eu totuși credeam cazul ăla să fie închis odată și odată. Am uitat. Cât s-a discutat despre el și câtă mizerie și câte tâmpenii a fost din cauza la zona aia, eu zic că ar fi trebuit să fie un caz închis. Părerea mea. Nu ne-ați face niciodată. Împreună acolo am văzut situația, am văzut părerea oamenilor din zonă, de acolo, vecinilor. Nimeni nu iubește de acolo în zonă. Dar nu-i vorba de iubire. Nu-i vorba de asta. Nu-i vorba de iubire. Câte timp vârstul de care e? Lasă-mă că știu de iubire. E vina mea, e vina mea. Eu zic că sunt alte cazuri mai grave. Exact. Părerea mea este cazul mai grave și mult mai problematic. Unii chiar se inundă, unde sunt. Și nu vreau să dau exemple. Când îți dau exemple, uite, la ulița la Bucur acolo, vine apa din Beală inundă. Și așa mai departe. Nu, niciun privat. Niciun privat, că ulița aia nu e privată, e chiar... Aici un dispozitiv care vine... La tine, puțin mai radiat, în spate din la Răzătini. Și acolo e o problemă mare. Bine, nu ai ceva, nu ai ceva, nu ai niciodată o spunea. A venit, s-a mutat aici. Cine? Mihăiță, bea o femeie. Unde? Unde s-a mutat? El nu prea, s-a luat cei înapoi. Băiatul lui? Băiatul lui stai aici. El, mă, deja și-a mutat dosarul fiscal la mașinii, la primărie, la Ștefa cel Mare. Mihai. Mihai, da. Nu Cătălin. Nu, da, Cătălin. Mihai. Și ce, și-a făcut și mutație? Păi, dar o să vină. Când e să facă ei. Nu ești? Dar vin foarte bine. Mai din care e cu doi ani.